tuturor vizitatoare care ne-au onorat cu prezența, ba chiar Brătești a și câștigat. Au curat. Deci acordăm locul 3 echipei din Urechești. Felicitări! Oferim diploma de locul 2 echipei câștigătoare a locului 2, Măgura Târgu Ocna. Bravo, băi! Iar câștigătoarea competiției cu ocazia zilelor orașului Târgu Ocna este echipa din Bârsănești. Felicitări! Asociația sportivă Bârsănești. Felicitări! Dacă ești din Târgu Ocna, nu? Și cupa. Felicitări! Să facem o poză cu toții, da? Haideți și toți băieții! Hai că mergem! De acolo, nu este. Asta o lăbă, ne-a de ardea. Haideți, mai strângeți. Felicitări! Chiar dacă ați fost locul 3, dar important e să participați, nu? Hai, faceți o dată, că e și lucrul ăsta. Mulțumim! Da, mulțumim! Felicitări! Felicitări! Hai, facem o poză. Cu ocazia zilelor orașului Târgu Ocna, ne aflăm la a treia zi de competiții sportive. În prima zi a fost o competiție a juniorilor, care au câștigat cei din Onești. Locul 2 a fost echipa din Târgu Ocna. Ieri a fost un concurs de fotbal al celor mai în vârstă, iar astăzi s-a desfășurat un concurs al seniorilor, la care au participat echipele orașului Târgu Ocna, echipa din Brătești, Comuna Bârsănești și echipa din Urechești. A câștigat echipa din Brătești, o felicităm. Locul 2 a fost echipa din Târgu Ocna, locul 3 echipa din Urechești. Le mulțumim tuturor care au fost prezenți la această competiție și la anul sperăm să avem cât mai multe competiții. În continuare ne aflăm, se află în derulare competiția de șah. Cred că mai durează vreo 4-5 ore, pentru că se joacă 5 runde, sistem elvețian. Sunt 12 jucători, dar sunt jucători de valoare și meciurile sunt foarte puternice. O zi bună tuturor!